Doamnelor și domnilor spectatori. Bună seara, doamnelor și domnilor telespectatori din întreaga Românie, pentru că suntem în această seară în direct pe TVR Iași și TVR Cultural. Vă salutăm, dragii noștri telespectatori. Talida Cosma sunt eu și Radu Andrei Tudor. Și iată-ne din nou în fața dumneavoastră, în ultima serată din cadrul Festivalului Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția cu numărul 49. Este acea seară specială, poate una dintre cele mai așteptate. Este seara în care ne vom bucura împreună de gala de operă alături de orchestra Ionel Berlea. Dirijor este Cătălin Toropoc, soliști Alexandra Grigoraș, soprană, Claudia Caia, mezzosoprană și George Proca, bariton. Reamintim că organizatorul evenimentului muzical este Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, finanțator principal, Consiliul Județean. Parteneri, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, MIFNE România, Asociația Punct de Cotitură în Autism Timpuriu. Desigur, trebuie să ne îndreptăm mulțumirile și către mass media, către presa locală și presa regională pentru mediatizarea acestui frumos eveniment, Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț. Orchestra Ionel Berlea, avândul concert maestru pe Cristian Baleș, este orchestra oficială a Festivalului Internațional Ionel Berlea din Slobozia Ialomița, locul natal al marelui dirijor și compozitor român. Este formată din instrumentiști ai Operei Naționale București, ai Filarmonicii George Ionescu București și ai Orchestrei Naționale Radio. Orchestra s-a bucurat de colaborarea cu dirijori importanți ai scenei internaționale și autohtone. Absolvent al Universității de Arte Ovidius din Constanța, secția interpretare muzicală, baritonul Cătălin Toropoc își desăvârșește studiile dirijorale la Roma, urmând și studiile masterale în dirijat orchestră la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Este dirijor și fondator al Coralei Magna din Constanța, cu care participă la numeroase concerte și festivaluri, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Este invitat la turnee internaționale în Italia, Austria, Germania, Franța, Italia sau chiar în Elveția. Alexandra Grigoraș este născută în Piatra Neamț, absolventă a Conservatorului din Florența, unde a terminat cu notă maximă. Câștigătoare a numeroase concursuri din Italia și din alte țări, începe colaborarea cu agenția de Canto in Art din Milano. Își perfecționează studiile cu numeroși artiști internaționali în cadrul turneului cu opera din Roma. Este cunoscută iubitorilor de muzică nemțeni, Alexandra Grigoraș, având mai multă prezență pe scena vacanțelor muzicale la Piatra Neamț. Mezzosoprana Claudia Caia, fostă elevă a Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț, la clasa de canto a doamnei profesor Elena Botez, este absolventa Universității de Muzică din București și desfășoară o intensă activitate artistică atât în țară, între care voi aminti Opera Națională București, Sala Radio sau Filarmonica George Enescu, cât și la numeroase evenimente din străinătate. George Proca este născut într-o familie de intelectuali la Piatra Neamț. Baritonul Relu George Proca dovedește încă de la o vârstă fragedă talentul muzical. Începe aprofundarea studiului de bel canto la Universitățile de Muzică din București, la George Enescu, dar și în Iași. Este laureat al mai multor concursuri internaționale și naționale. Putem să vă spunem că vă promitem
o seară de neuitat. În aplauzele dumneavoastră pentru gala de operă alături de orchestra Ionel Perlea. Amor, 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 amor
Acestei povești frumoase. Într-adevăr, muncesc de dimineață până seara. Eu sunt mereu pe scenă, dar ei sunt cei care fac vacanțele muzicale. Vă rog un rând de aplauze. Vă îmbrățișez, dragi colegi. Mulțumiri finanțatorului nostru, bineînțeles că fără Consiliul Județean Neamț, fără sprijinul Consiliului Județean Neamț, nu ajungeam la 49 ediție. Au fost mereu aproape, mereu au încercat să ne ajute un pic mai mult în fiecare an. Le mulțumesc. Doamne ajută, la anul facem 50 de ediții și avem nevoie de mai mult ajutor. Iar din partea noastră, din partea organizatorilor, din partea dumneavoastră, publicului, domnul dirijor, vă rog, Cătălin Oropoc, vă mulțumim pentru această seară extraordinară. Și pentru orchestră, ofiți, și un mare coș de flori pentru toți artiștii. Aplauze, mulțumiri. Vă mulțumesc încă o dată, dragii mei. Aplauze încă o dată. Vă mulțumim pentru această seară absolut senzațională. O seară de excepție care închide, sperăm noi, o ediție de excepție a festivalului.